Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Gorj TV, la emisiunea Dialog Deschis. Ne întâlnim ca de obicei de luni până joi, de la ora 21. Discutăm în această seară despre protestele din piața prefecturii, protestele la care au participat în prima zi câteva sute de persoane, proteste care au ca temă această lege de reducere a vârstei de pensionare a angajaților din cadrul Complexului Energetic Oltenia, care lucrează în condiții speciale, pentru că în ultima perioadă salariații care și-au depus dosarele de pensionare au primit răspunsuri negative din partea casei de pensii. Nu este vorba de casa de pensii Gorj, vorba de casa de pensii Mehedinți și, din câte am înțeles, și casa de pensii Hunedoara, dar oricum este un răspuns oficial venit de la Casa Națională de Pensii că această lege care a fost aprobată de Parlament, votată de Parlament, de reducerea vârstei pensionare, nu se poate aplica retroactiv și că nu se asimilează stagiul de cotizare decât de la data intrării în vigoare a acestei legi, ceea ce înseamnă că salariații de la Complexul Energetic Oltenia nu pot să beneficieze de reducerea vârstei pensionare. Discutăm cu invitatul nostru din această seară, domnul Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia de la Rovinar. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, salut telespectatorii dumneavoastră și pe colegii mei din Complexul Energetic Oltenia. A intrat cumva vrajba așa între reprezentanții oamenilor, sindicaliștii, dumneavoastră ați participat cam tot timpul la protestele care au avut loc în acest an, în toată vara, în piața prefecturii, pentru a susține și a cumva pune puțină presiune pe oamenii politici să promoveze cumva legea aceasta de reducere a vârstei de pensionare, să, până la urmă, s-a ajuns în Parlament, s-a aprobat. Chiar colegul dumneavoastră de suferință, domnul Nicu Bunoaica, vorbea la microfon despre faptul că unii dintre sindicaliști, dintre colegii lui, au trădat cumva, că nu sunt prezenți. Chiar s-a spus și de dumneavoastră, a rostit și numele dumneavoastră. Cum vedeți situația asta și ce credeți că stă la baza acestor disensiuni? Bun, eu vreau să spun chiar din capul locului că nu m-am certat cu nimeni, nici cu Nicu Bunoaica, cu toate că el mai scapă așa câteodată niște vorbe, dar porumbelul. Aș vrea să spun că nu sunt în primul rând certat cu Nicu Bunoaica, nu sunt certat, eu știu, cu alți lideri de sindicat, chiar ca dacă între noi au fost controverse sau poate eu i-am criticat într-un anumit context, tot pentru oameni. Nu sunt în concurență cu niciun lider de sindicat, iar absența mea de luni, că practic este vorba despre o singură zi în care Tomescu n-a fost în piața prefecturii, lunea asta care a trecut, a fost din două motive. Primul motiv este cunoscut de toți colegii mei și le-am și explicat în spațiul public pe rețelele de socializare. A fost legat de cerința lor, cerința noastră, practic. 6 luni am strigat în piață unitate, unitate, să vină federațiile la luptă. Să vină cele 4 federații la luptă. Luni asta am făcut. Am avut ședință începând de la 10 dimineața, la ora 12 l-au venit și celelalte federații. Am fost împreună acolo cu liderii din sindicate, din toate federațiile, toate cele 4 federații reprezentative la nivelul Complexului Energetic Oltenia, dar am ținut legătura telefonică și cu sindicate din țară și am reușit
În sfârșit, după, cred că sunt 6-7 ani, de când toate cele patru federații n-au mai ieșit la un protest comun pentru un obiectiv comun, pentru o cauză comună. Ăsta a fost unul dintre motive, iar cel de-al doilea, de exemplu, vă spun sincer că dacă aș fi fost acolo, am văzut că a venit un partid politic. Noi tot timpul am fost acuzați că e politizat, că ar fi ceva în spatele nostru. Tot timpul eu le-am spus colegilor mei că, într-adevăr, trebuie să le cerem politicienilor să ne ajute, dar nu să vină acolo un partid și să strige jos al partid. Sau înțelegeți, pentru că lucrurile astea nu sunt la locul lor, mai ales când noi facem un protest. Da. Eu le sunt recunoscător celor de la AUR, că ne-au ajutat, ne-au susținut. Le sunt recunoscător celor de la USR, domnului Miruță, care a fost poate cel mai implicat deputat pentru câștigarea acestui drept. Le sunt recunoscător celor de la PSD, deputaților PSD care au depus amendamente, iar unul dintre ele chiar este implementat în legea 197, și chiar și parlamentarilor liberali le mulțumesc, pentru că, uite, de exemplu, domnul senator Iordache a fost foarte implicat, ne-a ajutat, domnul Orban ne-a susținut acolo în Parlament, fiind președintele Camerei Deputaților, chiar n-a mai tergiversat pe ultima sută de metri cu introducerea proiectului nostru la vot. Chiar și, uite, eu nu am nimic ca nici cu cei doi deputați cu care am fost în contră și, până la urmă, eu cred că este un lucru firesc, pentru că un lider de sindicat întotdeauna va fi în contră cu reprezentanții guvernului, și acel lider, dacă va fi tot timpul în partea cealaltă a mesei, chiar dacă, eu știu, mai sunt divergențe, eu cred că el, rolul lui este să fie tot timpul, nu știu, dacă împotriva guvernului, cel puțin să ceară guvernului să-și respecte poporul, să-și respecte forța de muncă, în cazul nostru să cerem guvernului să ne respecte legea, să o deblocheze și să o aplice. Legat de acest protest, de ce s-a întâmplat, de divergențe, sunt, într-adevăr, dar și eu, de multe ori, de-a lungul timpului... Ați mai lăsat de la dumneavoastră? Nu, dar am adus critici colegilor mei din alte sindicate. A fost controvers între noi, dar acum, când piața, practic, când oamenii peste tot, și v-am spus, și pe rețelele de socializare, dar și în spațiul, în face-to-face, când ne întâlnim, eu știu, la un protest sau la o ședință, ne spun, nu vă mai certați între voi, lăsați orgoliile, lăsați asta, puneți-vă la aceeași masă și faceți ceva să treacă, să ne fie recunoscut acest drept, că nu mai putem. Eu asta am făcut. Acum, că am fost înțeles greșit, că sunt alți colegi de-ai mei orgolioși, eu știu, că urmăresc, au alte proiecte și nu, cum să vă spun, nu spun asta în sensul că i-aș acuza sau negativ, că e un lucru rău că ai proiect să-ți faci un sindicat mare și să urmărești să fii tu, eu știu, în prim plan, asta nu e un lucru rău, dar eu cred că cel mai important, cel mai important lucru în această toamnă, dar nu în această toamnă, eu aș spune chiar în această lună, este deblocarea acestei legi. Că după aceea vă spun că rămâne timp și de certuri și de controverse între lideri de sindicat și de aș urmări propriile proiecte de a-și face sindicate majoritare, le-am spus să nu mă bage în acest război, le-am spus din capul locului și lui Nicu Bunoaica, dar și altor lideri de sindicat, președinți de sindicat, chiar și politicieni care au încercat să mă atragă în proiectele lor, le-am spus că eu nu vreau, nu urmăresc să promovez într-un fel în, eu știu, în lumea asta sindicală sau în lumea politică deocamdată. Să nu vreau să intru în astfel de proiecte. Acum că alții m-au înțeles și m-au respectat pentru asta, că alții nu mă înțeleg și pentru asta se răzbună pe mine, nu e problema lor, mea e problema lor.
Eu rămân același și pe mine mă judecă oamenii, chiar dacă, eu știu, pe moment, aparent, aceste minciuni mă afectează și aceste critici, dar pot să trec peste ele și eu sunt sigur că adevărul va ieși întotdeauna la iveală, timpul trece și ne va arăta fiecăruia dintre noi dacă a fost corect sau nu a fost corect în această situație. Ați fost până la urmă în piața prefecturii, cum v-au primit cei de acolo, domnul Bunoica, ce am ați fost, discutat cu dumnealui? Da, am fost, m-a sunat și Nicu Bunoica, m-au sunat și oamenii, de exemplu sunt membrii de la Sindicatul Energia Rovinari care au fost în piață chiar din prima zi, ei știau motivul pentru care eu nu sunt acolo în piață, oamenii au înțeles, nu știa din păcate toată piața sau poate, dar în general oamenii m-au rugat să vin acolo. M-au rugat, eu nu puteam să trec peste cerința lor și sincer chiar avea dreptate și Nicu Bunoica, într-adevăr eu am promis că voi fi în piață și voi lăsa orgoliile și practic asta am făcut. Chiar dacă, eu știu, altul n-ar fi făcut-o, pentru că vă mărturisesc. Și eu am fost dezamăgit, am avut un gust amar în prima zi, seara, după satisfacția că am reușit să scoatem cele patru federații în stradă. Și aici am avut și eu un mic aport, nu mi-asum eu chiar acest lucru, dar am cerut și eu asta insistent, deci am avut și eu un rol acolo. Și să văd seara că sunt acuzat de trădare practic de oamenii pe care nu i-am văzut în piață timp de 6 luni de zile. Au venit în piață, că nu-i cunoșteam 6 luni de zile, practic noi ne-am cunoscut între noi, a devenit o adevărată frăție, chiar ne cunoșteam familiile, copiii, pentru că se leagă o prietenie inevitabil. Normal că stă, mai stai și mai discutați de problemele rămas, de acasă. Am rămas surprins să mă acuze niște oameni care n-au trecut 6 luni pe acolo, efectiv, și strigau că Tomescu a lipsit o zi, practic. Ieri și astăzi am fost la protest, dar puteam să fiu bolnav, poate puteam să am și eu o problemă de familie, puteam să fiu schimbul 2 la servici, sau poate puteam chiar să fiu schimbul 3, să am o stare fizică... Da, domnul Bunoica a început să știți de la microfon, adică ați văzut să ia atâțe puțin pe oamenii. Nu i-ați bătut puțin obrazul când v-ați întâlnit? Eu îl iau ca atare, să știți că și le cer și celorlalți. Nicu are felul lui de a fi, Nicu Bunoica, ca noi toți avem și bune și rele, dar eu am depășit acest moment. Cred că cu înțelepciune putem să trecem peste orice. V-am spus, important este să ne câștigăm acest drept și după aceea vom vedea ce mai este de făcut pentru drepturile noastre și pentru locurile noastre de muncă. Dar acum asta ne arde cel mai tare, nu faptul că o lege la noi în țară a fost votată, a fost trecută prin toate comisiile din Parlament, comisii, eu le-am spus și în piață colegilor mei, eu am fost acolo în Parlament de câteva ori, acel Parlament, când intri în el, dacă nu ai un însoțitor, te rătăcești, pur și simplu. Este un oraș suprapus acolo unde lucrează câteva mii de funcționari. Dintre funcționarii, aceștia sunt crema lumii juridice și economice, de specialiști în domeniu juridic și economic, care fac în acele comisii legi pentru țară. Tot așa au făcut și pentru noi legea asta. Noi le-am cerut că sunt alți politicieni, nu știu cum să le spun, dar deocamdată mă abțin pentru că trebuie să avem discuții, dar vin și spun că legea asta ar fi făcută de 2-3 oameni. Câțiva care am protestat și domnul Miruță. Fals! Încearcă să ducă în eroare opinia publică. Această lege a fost cerută de noi, cei care am protestat. A fost susținută de câțiva deputați de la noi din Gorj. Iar în Parlament ea a intrat pe niște proceduri unde pe toate părțile a fost întors acel proiect de specialiștii despre care vă povesteam noi, eu,
juriștii și economiștii din Parlamentul României, unde se dă ora exactă în ceea ce privește legislația, legile făcute pentru țara asta. Vă dați seama, a trecut prin ochii acelor oameni, prin sitele acelor comisii, acea lege, după aceea a fost votată de o majoritate covârșitoare. Practic, din 305 parlamentari, 302 ne-au votat legea. Din toate partidele politice, și din opoziție, și de la putere. Deci a existat un consens major pe legea 197. După aceea, legea noastră a mers la președinte pentru promulgare. Președintele și el acolo la președinție are iară nu știu câte comisii. Iar cu alți specialiști, economiști și juriști, pentru că oamenii trebuie să știe, minerii și energeticienii, că președintele nu semnează ca primarul, îi pune secretara o lege în față și nu, se duce în comisiile prezidenției, comisii juridice, comisii economice, el se uită și comisia pune aviz pentru promulgare sau pentru trimitere înapoi în Parlament sau pentru atacare la Curtea Constituțională. Acei juriști, acei specialiști din președinție și ei și-au dat avizul pentru promulgare. A fost promulgată, a fost publicată în Monitor Oficial, nu a fost atacată la Curtea Constituțională, așa cum se spunea. Deci, practic, din punctul specialiștilor din Parlamentul României, și repet și subliniez, 302 parlamentari, dar și sute de juriști și economiști. Această lege a fost bună, din punctul lor de vedere. Ne-au cerut răgaz cei de la Casa Națională de Pensii, Ministerul Muncii, Casa Națională de Pensii, de 30 de zile pentru a putea, eu știu, aprofunda, pentru a putea să o aplice, să o pună în aplicare. Au trecut 30 de zile, noi oamenii în timpul ăsta și-au depus dosarele. Practic, la 40 de zile de la publicarea ei, după ce s-a depășit termenul pe care ni l-au cerut cei de la Ministerul Muncii, de la Casa Națională de Pensii, să o pună în aplicare, ne-am dus noi peste ei, la București, la Ministerul Muncii, și atunci au trimis un secretar de stat, a venit președintele de la Casa Națională de Pensii și ne-au spus că, de fapt, această lege 197, o completare, practic. Legea 197 asta face. Completează legea 263 din 2010, legea mamă a pensiilor. Ne-a pus și pe noi acolo la condiții speciale de muncă și să spună că, de fapt, legea asta i-ar mai trebui ceva. Acel ceva ar trebui o frază, o virgulă, mă rog, nu știu. Nu spunem, deși e scrie acolo de asimilare, dar nu mai vorbim acum despre ce, pentru că asta nu mai este atributul nostru. De fapt, nici proiectul inițial nu a fost atributul nostru. Noi cetățenii cerem, legiuitorul ne ascultă cerința și cerința noastră o transformă în lege. Practic, asta trebuia să se întâmple. Guvernul, reprezentanții guvernului de acasă, de la Ministerul Muncii, ne-au spus că i-ar lipsi o frază care ar trebui pusă printr-o hotărâre, printr-o ordonanță de urgență. Numai că vedem că această urgență nu a cam mai devenit urgență. Acum ați văzut ce probleme sunt la nivelul guvernului. Știți ce? Dar noi nu ne interesează pe noi luptele lor din partid. Nu ne interesează, pentru că indiferent cine va ieși sau cine va câștiga, că nu va câștiga sau ce va fi acolo, noi tot așteptările astea le avem. Și să nu spună mie, pentru că ar fi, cum să spun, ar fi culmea ca o lege să stea în pixul unui singur om. Pentru că atunci înseamnă că nu mai suntem un stat democratic, așa cum ne tot spun că, domne, suntem în Uniunea Europeană, se respectă o legislație. Adică pentru că, domnul Alin, fiecare zi care trece fără ca această lege să se aplice, este un mare abuz ce li se face minerilor și energeticienilor. De să fie clar pentru toată lumea, și cei care tergiversează aplicarea acestei legi au oameni pe conștiință. Pentru că astăzi în piață au venit colegii mei de la mineri, de la cariera Huznicioara. Săptămâna trecută ne-a mai murit un coleg excavatorist la 52 de ani. Își băgase și el, mai avea puțin, împlinea 53 și pusese dosarul de pensionare. Atât de afectat a fost,
Eu știu, dar să știți avea probleme de sănătate. Înțeleg, dar eu să știți că în varianta asta, că într-adevăr sunteți boli profesionale, e un efort, dar să știți că peste tot și mai ales stresul produce mari dezechilibri în organism. Ați văzut că au murit persoane tinere care și de COVID acum și de... Nu ca la noi, dar vă rog frumos... Este tot, în toate domeniile, să știți că sunt... Nu, dar sunteți un jurnalist, vă rog frumos, dacă puteți să-mi spun, dați mie un exemplu. La noastră sunt mulți angajați din 11.000, 12.000, dacă mai sunteți, prin urmă, să se mai întâmple și situații de felul acesta. Mi se pare că este anormal să moară aproximativ 50 de colegi de-ai noștri din timpul activității în fiecare an. Mie chiar mi se pare un genocid. Da, da. Unii poate sunt și din cauza unor probleme de sănătate, cancer sau altceva. Sau accident de muncă. Știi? Asta. Nu, noi tocmai de asta am cerut această lege. Pentru că, culmea, apropo de forța de muncă, care este plâns acum de patronul nostru, pentru că ei mai aduc ca o explicație, ca un argument, întârziarea acestei legi, domnule, ce ne facem că rămânem fără specialiști? Păi bine, bine, dar venim noi și întrebăm, cum ați gestionat forța asta de muncă a minerilor și a energeticienilor din complexul energetic Oltenia? Pentru că am ajuns cea mai îmbătrânită forță de muncă din toată industria României. Asta clar denotă o gestionare foarte proastă a forței de muncă. Practic au oprit angajările. Practic noi suntem puși în fața faptului, știți ce? Adică printre cuvinte ni se spune, voi trebuie să munciți în compania asta, să muriți odată cu ea. Pentru că noi simțim pe pielea noastră, indiferent ce spune dumneavoastră, opinia publică, prin vocea dumneavoastră a jurnaliștilor, da, noi venim și spunem, domnule, e bine. Compania asta ține economia Gorjului. Dar ce e înăuntru companiei, numai noi știm. Cum o mai ducem compania asta? Pentru că nu s-au mai făcut angajări. Deci să pompeze sânge proaspăt în forța de muncă. Și când spun forță de muncă, mă refer la producție. Pentru că asta e o realitate pe moment ce media de vârstă e trecută de 50 de ani în această companie. Deci este clar că nu a mai fost făcute angajări pentru întinerirea forței de muncă. Asta este o bilă neagră pentru cei care au guvernat compania noastră. Și eu nu dau vina numai pe guvernul ăsta. A spus de 50 de decese. Asta a fost într-un an de zile? Am făcut o medie. Aveți o statistică? Da. O medie am făcut-o noi din 2015. Am pus și noi mâna. În fiecare an? Da, deci în fiecare an mor între 45 și 50 de colegi și eu am spun asta și mi-asum. Când spun, dacă pe mine m-ar ajuta foarte, pe noi. Asta doar din producție sau în total din, de la nivelul complexului? Nu, din complexul energetic Oltean, dar în general cu preponderență din producție. Numai eu pot să știu 10 cazuri, ușor așa, numai în seara asta, dacă mă gândesc, știu 10 cazuri numai de la noi din termocentrală, colegi grav bolnavi. Deci am un coleg acum, a fost lângă noi în piață și are o problemă foarte gravă de sănătate. El așteaptă pensionarea. Pe actuala legislație trebuie să mai muncească încă 4 ani de acum încolo, în contextul în care el nu mai poate să vină la servici. Bine, că se poate pensiona pe caz de boală, dar pierde la... Bineînțeles, pierde din la toate punctele de vedere. Da, asta vroiam să spun, legat de forța de muncă a fost gestionată foarte prost și uite, cu toate astea legea noastră le vine ca o mânușe, pentru că aici vroiam să ajung. Legea 197 nu închide locurile de muncă din complexul energetic Oltenia, legea 197 pensionează personalul îmbătrânit din această companie, acele locuri de muncă rămân vacante, nu șterse, pentru că în paralel cu blocarea legii 197, cu blocarea posibilității de a se pensiona minerii și energeticienii, în paralel, noi mergem cu un program de restructurare. Mergem. Patronii noștri și-au asumat un program de restructurare prin care și-au asumat închiderea capacităților, concedierea, deci trimiterea oamenilor direct în șomaj. Celor care nu au condiții de pensionare, mă rog, s-a negociat... Le acordă, un vin de completare. Deci uitați-vă și dumneavoastră în ce situație ne aflăm și cum putem noi să acceptăm cei care avem pretenția că facem muncă de sindicat pentru oamenii în compania asta,
cum putem noi să ne împăcăm cu gândul că guvernul nostru, patronul nostru, cel care ne patronează, refuză o protecție socială a acestei categorii. Știm cu toții, îmbătrânită, v-am spus. Toată lumea știe că e cea mai îmbătrânită forță de muncă din industria României, dar în paralel preferă să dea acești oameni afară. Pentru că anul viitor, pe programul ăsta de restructurare, trebuie să mai plece 2000 de oameni. Dar acei 2000 de oameni ar trebui să știe opinia publică care spune, domnule, bine să nu moară compania. Cei 2000 de oameni vor pleca cu tot locurile lor de muncă. Asta este diferența dintre programul de restructurare, de închidere de capacități și disponibilizarea oamenilor, că oamenii aceia pleacă cu tot locurile lor de muncă, pe lângă legea 197 care lasă la îndemâna angajatorului să aducă forță tânără să întinerească personalul. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Vă readuc aminte faptul că ne puteți trimite SMS-uri la numărul de telefon 0758222708 sau mesaje pe pagina noastră de Facebook Goș TV, revenind după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct în studioul Goș TV alături de invitatul nostru din această seară, domnul Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia de la Rovinari. Cum vedeți protestele acestea demarate de sindicatul domnului Bunoaica, Solidaritatea 2013, înainte de protestele de amploare anunțate de către federațiile sindicale la care vor participa sau la care s-a anunțat participarea aproximativ 1000 de persoane, vor avea loc săptămâna viitoare. Orice protest e bun. Până la urmă, chiar dacă l-a pus, a avut ambiție Nicu Bunoaica. A fost ambiția lui să le facă înainte? Da, cred că a fost de ambiție și poate pe de-o parte e de înțeles, ținând cont de faptul că el poate are teama asta că îi va lua cineva din merite, dar eu am spus-o și lui. Indiferent ce s-ar întâmpla, Nicu Bunoaica are meritele lui. Că are el și bune și rele, asta e altă poveste, dar meritele ăștia nu îi le va lua nimeni. Am încercat să-i explic pentru că face greșeli cu gândul ăsta că cineva ar putea să-i fure protestul sau cineva ar putea să ia meritele. Nu. Și cred că lucrul ăsta l-a împins să demareze numai cu sindicatul lui, dar una peste alta, bine că sunt proteste. Eu am spus la oameni, este bine când oamenii protestează. Este mai rău când tac și lasă capul în pământ, dar când oamenii protestează este bine. Eu, pentru mine e o satisfacție și mai mare că am reușit, că în sfârșit s-au trezit șefii președinții sindicatelor și federațiilor, pentru că eu îi cunosc pe fiecare în parte și îi știu ca pe niște oameni orgolioși. Și am așa o satisfacție și am o speranță. Speranța mea e mult mai mare că vom reuși să deblocăm mai repede această lege bazându-mă pe orgoliu celor care au intrat în luptă. Să știți că, și spun acest lucru pentru că îi cunosc și cred că n-ar fi intrat în lupta asta dacă nu simțeau că o vom câștiga. Da. Bazându-mă pe orgoliul lor și cunoscându-i pe fiecare în parte, știu că nu vor da înapoi. Dacă au intrat în lupta asta și dacă deja au anunțat și s-au asumat că se vor bate pentru deblocarea acestei legi, cred că, v-am spus, bazându-mă pe orgoliul lor de președinți de federații, de sindicate, se vor lupta până o vom câștiga. De asta mă bucur. Totodată mă bucur că am reușit să îi trezim și pe cei din țară. Și aici sunt confuzii. Și eu le-am rugat pe fiecare coleg de-ai noștri din țară să facă proteste acolo în orașul lor. Vă referiți la cei care ar beneficia de legea aceasta? Da, păi avem energeticieni la Craiova. De exemplu, avem mineri la Mehedinț, avem energeticieni în Hunedoara, care nu beneficiază de condiții de muncă, cei de la Mintia. De exemplu, Mintia s-a închis, mai este Paroșeniul, dar cei energeticieni nu au grupă de muncă, sunt încadrați pe condiții normale. Și plus de la foste receturi din țară, care au fost pe cărbune, pentru că activitatea lor a fost în condiții speciale. Am vorbit cu ei și am încercat să le explic că prefecturile
din țară, practic sunt ochii și urechile guvernului din teritoriu. La noi aici, la Gorj, ni s-a spus de liderii politici, în, eu știu, declarațiile ăștia contradictorii cu noi, cu sindicatele, că, domne, vor ăștia numai de la din Oltenia, că ai lați de ce tac. Și am încercat să le spun, domne, trebuie să-i faceți și pe liderii politici din Dolj, din Hunedoara, din Iași, din Vâlcea, să înțeleagă și să audă de problema asta. Și asta mă bucură, pentru că în sfârșit și-au dat seama că trebuie să facă și ei acolo. Ce facem noi aici? Să punem presiune publică pe forța de decizie politică pentru a, și a fi, debloca această lege. Vor fi proteste mai multe simultan, zone ale țării, da? Da, simultan în țară, odată cu noi. Odată cu noi vor, de exemplu... Care e programul protestelor? Cel al nostru este 28, săptămâna viitoare, da. Marți și joi, 28-30, și cealaltă 5-7 octombrie. Și deja cei de la Craiova și-au pus pe 27-28, am văzut, pentru protest. Deci, practic, 28 ar fi ziua odată cu noi, marțea. Cei de la Iași au întrerupt, săptămâna asta vor începe odată cu noi. Avem promisiuni că și cei din Hunedoara vor depune pentru Deva să facă în aceeași perioadă și cei de la Vâlcea în Vâlcea. Mulți dintre ei vor să vină aici la Târgu Jiu să susțină meetingurile noastre. Dar e bine că ne facem auziți, v-am spus, prefecturile, și asta le spun colegilor, că dumneavoastră știți, nu pentru dumneavoastră spun lucrul ăsta, dar pentru cei de acasă, colegii mei mineri și energeticieni, prefecturile sunt urechile și ochii guvernului din teritoriu și noi acolo trebuie să ne facem auziți, acolo trebuie să punem presiune. Da, ce s-a întâmplat cu relația asta cu oamenii politici, mă refer aici la cei de la PNL, domnul Pecingine, domnul Vulceanu, am văzut că domnul Pecingine nu prea vare așa la inimă sau v-a scos de la inimă. Știți ce, pe mine când... Cu ce l-a supărat? Pe mine pe o parte mă bucură, mă și deranjează pentru că câteodată spune, de cele mai multe ori de fapt, spune neadevăruri. La o emisiune, de exemplu, aici la dumneavoastră și eu dezmint total. Spunea că Tomescu bea cafeaua, Tomescu Mitrescu Tivic bea cafeaua cu un lider politic, că știe el, că lucruri care sunt neadevărate. Ei, până la urmă e libertate sunt, să... Adică sunt nu, foarte departe de adevăr lucrurile astea, pentru că eu în primul rând... Să bei cafea cu cine dorește. Nu, dar și... nu este adevărat și mă deranjează, pentru că eu lucrez în ture. Da. Eu lucrez în ture, eu lucrez schimbul 2, 3, schimbul 1, eu n-am un program fix ca să pot pe mine și dacă eu știu la... Numai dumneavoastră câte ori m-a sunat și v-am spus că nu pot în ziua aia, că sunt schimbul 2 și... Dar ce vreau să spun? Doamne, când mă critică un politician, și asta le spun și celor de acasă, doamne, când critică un politician, un sindicalist, înseamnă că sindicalistul ăla e pe drumul cel bun. Mai deranjează. E mai rău când îl laudă. Mai ales un politician aflat la putere. Da, da, mai ales cel aflat la putere. Înseamnă că acel sindicalist, din punctul meu de vedere, când pe mine când mă critică directorii, pe cale directorii din administrație sau mă critică politicienii de la putere, înseamnă că eu sunt pe drumul ce bun ca sindicat. Înseamnă că îmi fac treaba. Și de asta vă spun, în rest mă abțin așa să mai... Eu am avut și eu și o să mai am lor de poziție, dar acum este stabilită o întâlnire și de aia mă abțin, pentru că aș vrea să dau și eu un semnal de împăcare, adică de așteptare, și nu e normal din partea mea acum să vin și eu cu replică la ce a zis și să încep și eu să spun, că aș avea destule de spus, dar e stabilit o întâlnire. Când, și asta înseamnă pe 2 octombrie, am înțeles, că i-au chemat pe cele patru federații reprezentanți. La București? Nu, nu, aici. Aici? Cu liderii politici, practic parlamentarii partidului de guvernare sunt acum. Cei trei parlamentari au o întâlnire, deci, și cum să vă spun, întâlnire nu pe ascuns. Deci, că de aia mulți colegi și opinia publică, domne, că și colegi de dumneavoastră jurnaliști spunea, i-a chemat liberali, nu știu ce. Domne, nu e pe ascuns. Sunt cei trei parlamentari ai puterii, în mod public, au chemat la discuții reprezentanții celor patru federații reprezentative la nivel de companie.
Asta mie mi-arată că protestul nostru n-a fost în zadar și că lucrurile încep să se miște, pentru că au și început să-și schimbe discursul. Dacă înainte spuneau nu, 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 la orice le spuneai nu, acum au spus că ar fi găsit soluția, noi așteptăm să vedem ce soluție, și de aia mă cenzurez în a veni și eu cu replici și alea să... Da, ei mă gândesc că dacă doresc cu adevărat să rezolve această situație, au posibilitatea, pentru că au toate pârghile necesare. Desigur. Domnul Vulceanu este unul dintre cei mai importanți oameni din guvern, ministrul de finanțe. De aia și presiunea noastră a fost în această direcție. Pentru că noi conștientizăm acest lucru, de aia ne-am îndreptat atenția spre dumnealor. Nu suntem proști. Chiar dacă suntem noi mineri și energeticieni, știm cum stau lucrurile și de aia poate presiunea noastră și pretențiile noastre au fost îndreptate mai mult spre dumnealor. Cum credeți că se va rezolva situația cu această ordonanță? Schimbarea atitudinii față celor de la Casa de Pensii, prin amendamentul acesta depus de PSD, care ar fi cea mai bună soluție? Nu amendament, nu, nu. Sau să nu se înțeleagă. Am înțeles că PSD-ul a depus un alt proiect. Da, un alt proiect. Pe care de la început, mă rog, nu știm mai practic... Da, tot modificarea legii pensiilor. Da, e ceva mult preluat din proiectul celebrul amendament al domnului Solomon, care tot a fost spus pe aici, dar și aici, dacă cu o paranteză, dacă îmi permite să explic, să vă spun și ce a fost în culise. Adică în culise, în comisiile din Camera Deputaților, unde s-au votat aceste amendamente, unele au fost respinse, unele au fost acceptate. Chiar domnul Solomon a insistat și a venit cu amendamentul dumneavoastră și în plen în Camera Deputaților, dar cei de la PSD au depus mai multe amendamente. Când amendamentul domnului Solomon a fost respins în comisii, mai ales în Comisia Muncii, mi se pare, sau de Industrie, ultima, cea mai importantă, nu mai țin minte chiar cum denumirea exactă, a fost respins amendamentul domnului Solomon pe motive de impact bugetar negativ, foarte negativ, nu știu ce spuneau ei pe acolo, adică da. În sensul că toți pensionarii în plată ar fi venit și ar fi cerut recalcularea cu plata contribuțiilor din spate. Pe motivul ăsta a fost respins și asta n-a spus domnul, cei care laudă amendamentul domnului Solomon. Noi, vă dați seama, eu ca salariat mi-ar conveni și ar fi ideal pentru noi ca guvernul României să accepte să ne plătească și contribuțiile. Da. Dar v-am spus, principalul lor contraargument, care a fost contra amendamentului domnului Solomon, a fost că va fi impactul bugetar prea mare și va fi atacat și nu va trece. Și ar fi și neconstituțional. Asta mi s-a spus, asta vă spun și eu. Acum că vin și eu cu el de la capăt, eu chiar am făcut un apel la domnii parlamentari de la PSD și le-am amintit că PSD-ul, pe lângă amendamentul domnului Solomon, mai are un amendament implementat chiar în această lege. Cel cu munca nemijlocită, directă, în producție, ceva de genul ăsta, sunt rândurile cerute de PSD să fie băgate în lege pentru a vota această lege, pentru a crea o majoritate, un consens pe legea noastră. Deci PSD are deja amendament în această lege și noi ne dorim să ne susțină ca această lege să se aplice cât mai repede, să se aplice urgent. Și eu v-am spus, așteptările mele sunt, ca această lege să se aplice cât mai repede, să fie deblocată urgent, pentru că fiecare zi care trece este un mare abuz ce ni se face nouă. Nu mai există, cred că n-a mai existat în România un asemenea abuz. Bine, să vină să spună, domnule, uite, știți care-i treaba. Vine o iarnă grea. Suntem într-o situație... De compresor energetic Oltenia. Da, dar suntem într-o situație și la nivel european, dar și la nivel național, în care, vedeți, se vorbește foarte mult despre o criză energetică. Haideți să vedem cum facem împreună, domnule, și atunci să știți că minerii și energeticienii sunt oameni înțelepți. Dar vrem să avem și noi speranța că vom avea o protecție socială dincolo de acest program de restructurare și
Asta am putea atunci să pornim la discuții. Domnule, știți ce? Uite, ne gândim eșalonat sau care dintre dumneavoastră vreți să mai munciți peste 52 de ani? Uite, vă dăm posibilitatea asta. Da. Ar fi alte discuții atunci, adică și omul ar fi mai rău. Uite, chiar am colegi care mi-au spus, manule, dacă ar veni și mi-ar spune, domnule, legea, uite, dumneata la 52 de ani, ai condiții de pensionare, se aplică, dar mai rămâi că mai este nevoie. Și omul ar accepta, că atunci altfel ar fi degajat. Știe, mă, eu, dacă se întâmplă ceva cu sănătatea mea, eu săptămâna viitoare mă duc și îmi bag dosarul și am măcar și eu. Dar când tu știi că nu, când stai cu sabia lui Damocles deasupra capului și voi mai avea servicii anul viitor sau nu, mă, voi mai avea. În contextul în care ai 55 de ani și știi că ai condiții de pensionare abia la 61, abia peste 6 ani, îți dau ei acele 2 ani de venitul de completare, dar te duci de la 55 la 57 și pe aia tot trebuie să-ți mai cauți de muncă 4 ani. De la 57 la 61 de ani. Asta e starea de fapt. De ce 61? 55? Noastră. Acum? Cum? De ce 61? Păi nu. Nu-i 55 acum? Păi asta, vedeți, 55 ești cei care au fost încadrați pe condiții deosebite și li s-au și plătit contribuțiile. Am înțeles. Dar cei care, de exemplu, energeticienii, care au fost pe condiții normale o lungă perioadă de timp, ei nu au la 65, că au mai prins și ei câțiva ani de grupă, dar pe actuala legislație au la 61. Da. Li se scade cât 4 ani, că practic au muncit prea puțin în condiții deosebite. Înțelegeți de ce? Și mulți sunt în partea energetică. De aici e presiunea cea mai mare. Dar să știți că și pe partea minieră, le-am spus la colegii mei, de fapt știu, sunt ateliere, cei din atelierele mecanice, sunt vulcanizatorii, cefeliștii de acolo care ani buni au fost încadrați. Da, care ani buni au... Asta e din vina conducerii până la urmă. Bineînțeles, angajatorul care l-a lângă și a sindicatelor, pentru că ar fi trebuit să facă presiuni să desigur, le recunoască. Eu sunt de acord, dar v-am spus, nu vreau să mai aduc critici, într-adevăr. Unde s-au pierdut grupele de muncă, s-au pierdut, eu știu, cum s-au pierdut, dar haideți să... Acum, eu mi-am propus să nu mă mai gândesc la trecut. Avem deja legea care ne-a recunoscut că ni s-a făcut o mare nedreptate. Practic, politicienii au înțeles acest lucru, că am fost discriminați față de alte categorii sociale din România, categorii profesionale, mă scuzați, și au înțeles acest lucru, ne-au făcut legea, haideți să o și aplice și eu sunt sigur că dacă de mâine Complexul Energetic Oltenia, ar da un anunț. Complexul Energetic Oltenia angajează lăcătuși, sudori, ar veni foarte mulți oameni să se angajeze. Foarte mulți. Deci eu cred că acum sunt câteva sute de dosare deja depuse. Și nu li se dă niciun răspuns. Chiar la mine, din colegi de-ai mei, și nu sunt la fel de calificați ca cei care nu sunt, dar nici eu n-am fost. Au lucrat fiecare și dintre au noi când am căpătat experiență. Domnul Alin, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, când vine un tânăr în poliție sau un pompier, la pompieri, sau în orice alt domeniu de activitate, nu ia și el de la început, când vine un tânăr pompier la 20 de ani, pe-l trimite din prima să stângă focul. Așa și la noi. Domnule, să ne dea drumul, să ne lase să ne vină copiii acasă. Domnul Alin, dacă ei chiar se gândesc la viața socială a Gorjului și viața economică a Gorjului și chiar sunt corecți și cu bună intenție când spun, domnule, noi dorim continuitatea companiei Complexul Energetic Oltenia, primul lucru care trebuie să-l facă este ca de mâine să dea drumul la angajări. Normal că trebuie să vină forță tânără, să ducă mai lucru departe. Dar pe moment ce nouă ni se spune, stați liniștiți că ne gândim la voi, dar noi vedem angajări, nu? Bani, nu? Și când mă refer la bani, nu mă refer la salariile noastre. Condiții bani de pentru, muncă mai bune, nu? Bani pentru investiții. Da. Păi când vedem cad fiarele pe noi și ne repară săracii și nu mai vin piese noi, numai că nu avem, pentru că vedeți acum și aici, eu cred că asta va fi următoarea bătălie pe care va trebui să o ducem. Sper, îmi doresc foarte mult ca cele patru federații să își ia acest obiectiv, pentru că, domnul Alin, așa am fost eu în viață. Eu în viață, felul meu este de a-mi pune obiective. Să-mi aleg ceva pentru care să lupt și pentru aia lupt până ori da, ori ba.
Asta aș vrea să facă și cele patru federații. Obiectivul ăsta deja ni l-am asumat, dar și cu viitorul nostru, că toți spun că locurile de muncă. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne batem ca această taxă să nu mai fie pusă pe noi. Nu ne interesează. De care taxă vorbiți? Taxa certificatelor de carbon. De carbon. Ăsta este primul lucru, pentru că de ăsta este jugul pe care ați l-au văzut pus. Că Polonia a fost amendată, dar cu toate acestea, 500.000 de euro pe zi, că... dar cu toate acestea a anunțat că nu va închide vor găsi. Mina și va continua da. Eu să vă producă. Spun că, da, uitați-vă la polonez cât de greu le este în contextul în care ei au, funcționează pe un mix energetic acolo. Gândiți-vă la... Da, da, la ei prețul e mult mai mic la energie decât de România. De asta și spun. Nu, da, și la energie, dar ei suportă mult mai ușor costul certificatelor decât noi. Ei sunt cu hidro, cu... Da, cu acolo gar... știu că... E altceva. Nu știu, 60-70% e pe da, cărbune da, da, pe, din... Aproape 80, am înțeles. Dar vreau să știți, dumneavoastră, opinia publică, că taxa asta a certificatelor de carbon, ăsta e cel mai mare rău care ni se face și nouă, a fost minerilor și populație, și companiei. Că duce și la scumpirea prețului la energie pe care îl plătim cu toții. Duce, dar banii ăștia sunt niște bani care nu se văd, nu intră. Și încă când mai vedeți la dumneavoastră politicieni care vin și se laudă că, domne, am ajutat complexul energetic Oltenia cu 500 de milioane de euro. Întrebați, domne, dar din 500 de milioane de euro, cât a rămas un cent? Un singur cent a rămas în complexul energetic Oltenia. N-a rămas un cent din banii ăia, de să nu ne mai spună că ne-au ajutat. Da. Practic, ne-au spus așa, a, nu puteți să vă plătiți taxa asta? Lasă că vă plătim noi, dar vă închidem. Practic, acum asta este starea de fapt în care ne aflăm. Noi am fost mereu cu capul plecat în fața Uniunii Europene da. Și din motivul ăsta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dacă exista cumva o unitate, că tot vorbeați de unitate, da. Cu toate țările acestea care... produc energie pe bază de cărbune, Polonia, România, știu că și Cehia produce, așa, poate ne așezam altfel la masă. Tocmai acei muncitori cu experiență de zeci de ani nu beneficiau de condițiile de muncă, spune un telespectator. Are dreptate. Salut revoluționarii pieței, domnul Crețan. Salut și primim mai multe mesaje. Am văzut că ați avut și o serie de întâlniri în unele... Ați fost la unele unități miniere. Scurt, un minut, ce ați discutat? Ăsta a fost scopul meu, pentru că se spunea din partea sindicală, manule, noi am venit, dar nu vor oamenii, iar oamenii spuneau, manule, noi am venit, dar nu vor liderii. Ceva gen. Cam asta era... Și atunci mi-am propus și ca să merg și asta pot să vă spună Nicu Bunoaică, apropo, că am spus, Nicule, te duci tu pe partea aia, zona ta, motrului, partea aia și vorbești cu oamenii. Asta după ce am plecat de la București. Am făcut și noi un plan de bătaie să facem acțiuni comune și am zis să vorbim cu oamenii, să vină oameni cât mai mulți. Și eu asta am făcut. M-am dus prin subunități să le spun la oameni că indiferent de sindicat și aici aș vrea, dacă îmi permiteți, chiar țin la lucrul ăsta să-l spun, ce le-am spus oamenilor, asta spun și acum. Nu m-am dus să le spun la oameni să-și facă sindicate, să plece din sindicate, să treacă în sindicatul meu, să își trădeze liderii de sindicat sau să-i dea jos sau să facă alegeri, nimic de genul ăsta, le-am spus doar atât. Sunteți membri de sindicat, trageți-vă liderii de mânecă, responsabilizați-i, pentru că voi puteți să puneți presiune pe ei, haideți, vă rog frumos, că mai avem puțin și câștigăm. Și asta le-am cerut, să le ceară liderii, pentru că, domnul Alin, la noi, la sindicate, normal, presiunea ar trebui să vină de jos în sus, adică de la oameni da. Către lideri și liderii se transmită mai departe. Care, sigur. Asta am vrut să fac, așa am văzut eu munca sindicală, să mă duc să îi conștientizez pe fiecare și mă bucur că, uite, culegem roadele acum, chiar dacă, eu știu, intenția mea a supărat, poate, sau munca aceasta a supărat anumiți colegi de-ai mei din partea sindicală, dar ei pot să-i întrebe pe acei oameni cu care am stat de vorbă că nu le-am spus niciodată să-și părăsească sindicatul. Le-am spus doar să-și responsabilizeze sindicatul, pentru că sindicatul trebuie să fie o forță și asta am încercat. Îți mai merge și perioada următoare în unități, păi nu, în caliere? Acum sunt proteste, deja s-a aprins focul. Intenția mea a fost să-l aprind.
Scânteia s-a produs, focul arde acum și sperăm să câștigăm, să obținem rezultatele. Pentru că acest foc, între ghilimele, pe care l-am aprins, a fost cu intenția de a pune o presiune publică pe Guvernul României să deblocheze urgent legea 197 și să fie aplicată cât mai repede. Și, pe această cale spun, răspicat, că nu ne vom opri până când primele dosare nu vor fi soluționate favorabil pentru minerii și energeticienii care îndeplinesc aceste condiții. Da, mai spune un telespectator că bulgarii produc 3.000 de megawați la această oră și noi importăm de la ei 1.000 de megawați. Da, păi așa, asta e vina oamenilor politici care au condus această țară, nu au gândit un sistem energetic stabil, să nu fim în situația asta, să devenim dependenți energetic, mai ales că avem, slavă Domnului, o grămadă de resurse de producere a energiei electrice. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe colegii mei din companie. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară cu un invitat special. O surpriză v-am pregătit. Să ne vedem cu bine.